ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Weekendul viitor sărbătorim Crăciunul, așa că azi la școala de televiziune Dicție.ro vorbim despre magia acestei sărbători. Am vrut să vedem care este starea de spirit a românilor în această perioadă și am găsit un studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie. Am fost surprins să aflăm că doar jumătate dintre români susțin că îi trimit negreșit scrisoare lui Moș Crăciun. Ceilalți susțin că nu mai crede în legenda bătrânelului și își cumpără singur cadouri. Oarecare tabără e mai fericită? Oricum ar fi, aproape toți românii spun că de Crăciun colindatul e cea mai frumoasă tradiție. Ne-am bucurat să aflăm că toți participanții la studiu au declarat că sărbătoresc Crăciunul în familie. Până la urmă, de aici vine și magia sărbătorilor. Să nu uităm de mâncare! Când vine vorba despre ce punem pe masă, topul preferințelor arată așa. Pe primul loc sunt sarmalele, apoi friptura, iar cozonacul e pe locul 3. Revenim la cadouri. Vă reamintim că tradiția a apărut după ce magii au adus daruri când s-a născut pruncul Iisus. Unii istorici spun că e un obicei de pe vremea romanilor care se închinau unor zeități cărora le aduceau ofrande în preajma solstițiului de iarnă ca să le îmbuneze. Cu aceste ocazii, copiii primeau cadouri, dulciuri, fructe, dar și mici păpuși din ceară pe care le aruncau în foc. Adulții primeau în schimb lumânări și vin. Până la urmă, nu contează ce primești, atâta timp cât vine din sufletul cuiva drag. Încheiem cu acest gând frumos și vă urăm sărbători fericite! Numai bine, pe curând!